Incompetența personalului de specialitate din cadrul unităților administrativ teritoriale și a entităților subordonate acestora pare a fi în continuare la ea acasă. În anul 2015, Curtea de Conturi a României a realizat 36 de acțiuni de audit, în urma cărora a constatat peste 400 de abateri, în valoare totală de peste 17.400.000 de lei. Astfel, cu ocazia misiunilor de audit financiar desfășurate, Curtea de Conturi a constatat diverse tipuri de abateri în ceea ce privește neregulile generatoare de profituri suplimentare, de prejudicii și financiar contabile, care nu au determinat producerea de prejudicii, dar care au influențat modul în care au fost gestionați banii publici. Ca urmare a auditului efectuat, Curtea de Conturi a constatat peste 400 de abateri în valoare de 17.419.000 lei, astfel. Valoarea estimată a abaterilor de la legalitate și regularitate consemnate în actele întocmite de către auditorii publici externi, cu ocazia misiunilor de control audit desfășurate în cursul anului 2016 până la data închierii prezentului raport, este în suma de 17.419.000 de lei cu număr de 404 abateri materializată în... Venituri suplimentare cuvenite bugetelor locale și bugetului general consolidat, în sumă de 1426.000 lei, din care încasate operativ 22.000 de lei, aferente unui număr de 82 de abateri constatate locale în legătură cu modul deficitar de aplicare a prevederilor legale în vederea stabilirii, urmăririi și încasării veniturilor cuvenite bugetelor publice, prejudicii aduse bugetelor locale în cuantum estimat de 7.000. 580.000 de lei, din care recuperate operativ 625.000 de lei, constatate prin 212 abateri cauzate de nerespectarea prevederilor legale referitoare la atribuirea și administrarea contractelor de achiziții publice, nerespectarea prevederilor legale în acordarea și justificarea sumelor pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări, precum și utilizarea neeconomicoasă și ineficientă a fondurilor publice. Abateri financiar contabile cu impact asupra realității și acurateței situațiilor financiare, în sumă de 8.413.000 de lei, în 110 cazuri de abateri, privind modul de elaborare și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli, modul de organizare și conducere a contabilității, reflectarea în situațiile financiare a operațiunilor economice, modul de efectuare și valorificare a activității de inventariere, evaluare și reevaluarea a patrimoniului, informează raportul privind finanțele publice locale pe anul 2015 la nivelul județului Sălaj. Raportul publicat de Curtea de Conturi identifică toate abaterile semnalate la nivelul unităților administrativ-teritoriale care au fost controlate, trăgând un semnal de alarmă cu privire la cheltuirea fondurilor. Astfel, publicarea cifrelor în acest raport iese în conformitate cu principiul transparenței și dorește îmbunătățirea modului de administrare a banului public, precum și responsabilizarea specialiștilor care lucrează la nivelul instituțiilor publice.